Salut! Eu sunt Ciprian, tu te uiți la Vista, iar astăzi vei afla care sunt cei mai bine plătiți actori americani din toate timpurile. Locul 7. Sandra Bullock, Gravity. Pentru rolul ei de astronaut în Gravity, Sandra Bullock a încheiat un acord cu Warner Bros., care a inclus 20 de milioane de dolari în avans, 15% din veniturile brute la box office și 15% din cota studioului la închirierile și vânzarea de DVD-uri, plus un procent din veniturile de televiziune, a raportat The Hollywood Reporter. Toate acestea s-au adăugat la un salariu de cel puțin 70 de milioane de dolari. Locul 6. Tom Cruise, Misiune Imposibilă, Protocolul Fantomă. Chiar dacă Misiune Imposibilă 3 a fost un relativ eșec la box office, Tom Cruise a fost plătit cu bani grei pentru a reveni la cel de-al patrulea film al francizei, Misiune Imposibilă, Protocolul Fantomă, a raportat Forbes. Câștigurile sale din film au făcut ca Tom Cruise să ajungă numărul 9 cel mai bine plătit star din lista celor de la Forbes în 2012. Locul 5. Robert Downey Jr., Avengers: Infinity War. Potrivit revistei Hollywood Reporter, Robert Downey Jr. a negociat un acord financiar inedit cu șeful studioului Marvel, care de-a lungul anilor a dus la un salariu impresionant. Ca parte a acordului său pentru a-l interpreta pe Iron Man, Downey a câștigat cel puțin 75 de milioane de dolari din Avengers: Infinity War, film care a încasat peste 2 miliarde de dolari. Locul 4. Keanu Reeves, The Matrix. Keanu Reeves a primit în total în jur de 250 de milioane de dolari pentru trilogia The Matrix, conform The Hollywood Reporter. 15 milioane a primit în avans pentru fiecare film, iar restul a fost reprezentat de un procent din box office. Așa că, în medie, Keanu s-a ales cu vreo 83 de milioane de dolari pe film, pentru că a ales pastila roșie. Locul 3. Johnny Depp, seria Pirații din Caraibe. Până și Johnny Depp a spus despre salariul oferit de cei de la Disney că este ridicol de mare pentru rolul pe care îl joacă. Dar cu toate astea a reușit să-și cumpere o insulă în Bahamas. Disney i-a plătit lui Depp 90 de milioane de dolari pe film pentru a juca în toate filmele Pirații din Caraibe, a raportat Forbes. Locul 2. Will Smith, Men in Black. În general, odată ce ai ajuns la ultimul film dintr-o trilogie de succes, ingredientele cheie ale francizei devin evidente. Și ce este Men in Black fără Will Smith, care să salveze lumea încă o dată pe marele ecran? Acesta a încasat aproximativ 100 de milioane de dolari pentru rolul său, o parte considerabilă din cei 624 de milioane pe care i-a făcut filmul la box office. Locul 1. Bruce Willis, Al șaselea simț. Se pare că să faci pe mortul poate să-ți aducă multe beneficii. Bruce a negociat un acord extrem de profitabil când a semnat pentru rolul în Al șaselea simț. În plus, față de un salariu de 20 de milioane de dolari, el a negociat pentru 17% din suma globală a filmului, plus drepturi suplimentare la vânzările de casete, a raportat Thrillist. Aceste cifre adunate au ajuns la un salariu de 115 milioane de dolari pentru Willis, doar din acest film. Acesta a fost topul nostru. Ție care dintre acești actori ți-a plăcut cel mai mult? Lasă-ne în comentarii răspunsul tău și nu uita, share masiv!